România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi întrerupem programul nostru obișnuit cu marile știri ale lumii și ale țării ca să ne uităm la o fotografie, căci imaginile spun uneori mai mult decât cuvintele, dar aceste imagini sunt un cadru și până la urmă nu pot defini cu totul modul în care gândește un om sau modul în care un politician ia decizii. Fotografia de care vorbesc a făcut ieri în conjurul internetului, nu numai la noi. În ea apare președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, îndreptându-se către Bruxelles. Doamna Sandu este îmbrăcată cu un costum lejer, atât mă pricep eu la modă, să mă corectați, are în picioare încălțări sport și, mai mult decât atât, merge în capitala Belgiei, fiți atenți, în vizită oficială, cu un avion low cost. Este o imagine de o simplitate și de o modestie extraordinare, pe care toți cei care au văzut, sau aproape toți, s-au grăbit să o salute. Nu e prima dată, pentru că Maia Sandu nu face asta electoral. Este felul ei de a fi și de a se purta cu oamenii obișnuiți ai acestei lumi. Stă la semafor, merge rar cu coloane oficiale, stă la coadă, în vamă, încearcă să treacă prin aceleași lucruri prin care trec cetățenii săi sau cei ai României, de ce nu? Și în comparație cu politicienii români, măcar ea este mereu mai rapidă, mai hotărâtă și pare mult mai curajoasă. Cu siguranță, doamna Sandu este un model pentru foarte mulți dintre noi. Este un politician care seamănă mai bine cu cei nordici decât cu cei balcanici din neamul din care și ea face parte. Sigur că trebuie să privim și cu un bemol aici. Eu unul nu mă aștept ca un șef de stat să meargă nici la low cost, dar nici cu avion d-ăsta privat, charter d-ăsta super luxos. Nu mă aștept nici să trântească paltonul, dar nici să meargă în tenis la reuniuni internaționale. Și nu cred că un om cu un program încărcat poate să meargă în traficul din București, la fel ca noi toți musai când ești președinte sau prim-ministru. Nu mi se pare ieșit din comun să folosești cu moderație și prudență o coloană oficială. Pentru că mă aștept de la acești oameni să muncească mult, mult mai mult decât o fac eu sau dumneavoastră. Mă aștept de la ei să vină la muncă la 8 dimineața și să plece la 10 seara. Eu așa văd lucrurile, apreciez echilibrul ăsta. Mă aștept însă să aibă și toate studiile corecte, ca doamna Sandu, și mă aștept ca avansatul în carieră să se facă corect și pe baza unor criterii clare. Doamna Sandu nu a apărut președinte din spuma mării, așa cum apar premierii pe la noi. Pe ea o cunoaștem de aproape 30 de ani, în calitate de expert, funcționar public, politician, și putem să o evaluăm. Da, domnule, am văzut, uite, cu asta se ocupă doamna. Întrebarea de astăzi, sau tema de astăzi, nu este o laudă la adresa președintelui Moldovei. Câțiva politicieni români de la noi au făcut lucruri similare și au fost taxați. Ia uite, mă, ăștia sunt în campania electorală, da? Unii aplaudă, alții apreciază. Eu cred însă că politicianul trebuie să fie adecvat momentului și funcției. Nu cred că e o virtute să mergi cu un bilet ieftin și niciun succes dacă ai venit cu pachetul de acasă. Cred în minte și reprezentare firească la nivel înalt. Dar astea sunt doar ideile mele, chiar sunt curios ce spuneți voi. 0372069599. Sunați-ne și din străinătate, că și acolo aveți politicieni, și povestiți-ne și despre cei de aici. 0372069599. Este Maia Sandu un exemplu pentru politicienii români? Este firesc ca un șef de stat să meargă cu avionul low cost? Asta e așteptarea? Este potrivită atitudinea sa de om obișnuit? Sau totuși ar trebui să respecte canoanele înalte ale politicii și ale diplomației, care mai spune, pune și cravata și pantofii aia buni și vină la reuniune cu girofar? 0372069599. România în direct este și pe Facebook, mă uit și acolo la mesaje și vorbim deocamdată la radio, la telefon. Începem cu Paul, salutare! Salut, Cătălin, salut și ascultătorilor emisiunii tale. Cred că ai pronunțat un cuvânt care e foarte, foarte potrivit din punctul meu de vedere, adecvare. Cred că ceea ce a făcut Maia Sandu este foarte, foarte adecvat. E calcul politic, că nu, la urmă urmei, este și ea un politic.
și cuvânt și adecvarea mi se pare foarte, foarte sugestivă. Această expresie mi se pare foarte sugestivă. Adică a fost adecvată? Că pentru... tocmai eu asta spun, că doamna Sandu nu a fost adecvată cu înălțimea funcției și cu locul unde mergea. Mie mi se pare, dată fiind situația Republicii Moldova și situații financiare și orice gest de acest gen nu face decât să-i aducă... Exact, ăsta e comentariul pe care l-am făcut eu ieri la postarea lui Lucia Mândruță pe Facebook, dar eu glumind, da, știi, fiind un pic ironic la adresa situației, am zis, poate atât are bugetul Republica Moldova. Și oamenii s-au enervat citind asta, foarte mulți dintre ei, și mi-au spus că, na, sunt cap sec, că nu face astfel de glume, înțelegi, glumele despre politicienii pe care îi iubim nu se fac, așa, și doi la mână, nu. Mi s-a explicat că Moldova poate mult mai mult. Na. Deci nu e o chestiune bugetară, e o chestiune de alegere. Sigur că este o chestiune de alegere care poate să provină din adecvarea acestei măsuri. De a circula cu low cost. Ei se pare că e adecvat. Trebuie să ținem cont și de situația mass media din Republica Moldova, care este în mare, mare măsură dominată de posturi rusești, de ziare pro-Rusia. Foarte puține sunt alternativele la această situație și atunci trebuie să fie și ea foarte atentă cu absolut orice măsură. Pe de altă parte, cred că este și natura ei. Modestia cred că o caracterizează totuși. Da. Nu cred că este o întâmplare. De-a lungul activității ei s-au întâmplat de mai multe ori astfel de evenimente și cred că și modestia este una dintre trăsături de care o îndeamnă la astfel de... Da, e foarte posibil că așa să fie natura ei. Nu mi-l închipui pe domnul general Ciucă făcând chestiunea asta, sincer. Parcă nu-i se potrivește. Da, domnul general Ciucă nu e un politic, în primul rând, așa că n-avem de ce să ne așteptăm la... Da, nu se atrage din stirpea lui Eisenhower sau... Dânsul mai despre moșteacă din partea asta. Da, uitați ce spune domnul Lamba, mulțumesc tare mult pe Facebook, zice așa: faza cu paltonului Klaus Iohannis e perfect justificată, acolo a fost o rupere a protocolului de securitate. Nu avea voie să urce mașină cu paltonul în mână pentru a putea fi ușor extras în caz de nevoie. Nu a fost mitocănie, el a respectat protocolul. Ok, poate confirma cineva asta, adică și dacă îl punea frumos în mașină, era, nu putea fi extras? Mi se pare așa genul de explicație acoperitoare. Dar dacă mai confirmă cineva, sigur că putem să o luăm în calcul. Da. 0372069599. O să-i vedem pe toți la low cost. Radu, salutare, bine ai venit pe la noi. Salutare tuturor. Eu găsesc că nici nu se poate să fi avut o ținută mai adecvată ca acum, dată fiind situația actuală. Se simte, e adevărat, un oarecare influență în mod a tuturor și de la președintele Zelenski, da? Moldova, chiar dacă nu este un stat atât de suferind acum ca și Ucraina, totuși se află cu securea în apropiere și probabil că, na, când țara arde în foc, na, e aiurea baba să se pieptere, nu? Cam așa este atitudinea pe care cred eu că a vrut să o transmită. Și nu e ușor, într-adevăr, să-ți alegi o aliură, pentru că parcă Napoleon spunea că de la sublic până la ridicol nu e decât un pas. Și unde a fost doamna? Unde a fost doamna Sandu aici? Eu cred că a fost în zona corectă. În zona corectă. Pentru că, na, deci Moldova are nevoie de ajutor, are nevoie de susținere și, na, trebuie să fie în ton cu evenimentele. Ar fi fost total aiurea să fii cu pantofi Gucci de mii de euro, de zeci de mii de euro și bijuterii la fel și să te duci la... Nici așa nu era corect, dar probabil că e puțin forțat și se simte așa o oarecare ton de copy-paste, dar... Mă rog, dar de ce Gucci? Adică am și eu niște pantofi, am dat 50 de euro pe ei. Adică, da. E bine, vorba vine pentru că am întâlnit situații în care puteau să fie pantofi de 50 de euro și necunoscătorii să-i confunde cu pantofi de 50 de euro. Știi, deci, de fapt, Radu, unde se face diferența? An de zile nația asta, ambele nații, și România și Moldova,
de fapt singura nație și, da, voiam să spun, în cele două țări, ne-au impresionat la politicieni și am văzut ani de zile costumele alea care sunt extraordinar de scumpe, ceasurile nemaipomenite care fac 5-10 mii de euro, mașinile, coloanele oficiale, standardul de viață peste ceea ce câștigă. Ori apariția acestei doamne, o mânuță de femeie, cum s-ar spune, cu simplitatea și candoarea ei, schimbă canoanele. Apasă exact pe durerile alea mari ale noastre, din vremea absolut, în care... Absolut, absolut. Și depinde și de aliura pe care ți-o imprim de-a lungul timpului. Nici între cum nu mi-amintă să fi fost ceva opunând la dânsa. Deci, dacă tu mergi cu aliura asta, nu e ceva ridicol. Ar fi fost ridicol Steve Jobs să fi apărut la costum și Warren Buffett în tricou de-a lungul timpului. Dar dacă ei n-au obișnuit cu anumită aliură, nu înseamnă că erau ridicol, deși mulți îi criticau. Și pe Ingvar Kamprad de la IKEA era criticat că folosește clasa economică la avioane. Deci depinde de aliura pe care o transmiți de-a lungul timpului și devine o cultură proprie a corporației, a țării și așa mai departe. Crezi că ea, Maia Sandu, poate să facă o schimbare în aceste nație, în această nație, cu felul ei de a se purta? Categoric, categoric. Dacă șansa va fi cumva în viitor ca noi, ca și cele două națiuni surori, gemene, îi prevăd un viitor aparte. Foarte, foarte pozitiv mai departe. Da, eu mă gândesc mai curând la noi. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă. Maia Sandu trebuie să fie apreciată pentru ceea ce a făcut și face pentru țara ei și cetățenii Moldovei. Referitor la protocoalele diplomatice de la Bruxelles, sunt convins că s-a prezentat mai mult decât onorabil, atât din punct de vedere vestimentar, cât și în prezentarea intereselor Moldovei în fața Europei, spune ascultătoarea noastră. Nu, era îmbrăcată la fel la întâlnirea cu Charles Michel. Tocmai de asta v-am spus de protocolul diplomatic. Dar sunt convins că doamna Sandu știe politică și a știut ce să vorbească acolo, în ciuda costumului. Dar v-am întrebat astăzi, pentru că noi avem vorba asta că haina face pe om, oare mai contează și în 2022 chestiunea asta? Și da, ne uităm la extreme. Ne uităm la ziua în care președintele Iohannis joacă golf și ne invită la golf, că e un sport care ar trebui practicat de toată lumea, dar ne uităm și în partea cealaltă când simplitatea unui oficial te surprinde, da? Pentru că nu-i... Nici Boris Johnson nu umblă în, știu eu, tenis când se duce undeva și ești un pic surprins, așa? E un model mai curând nordic, am mai văzut noi pe acolo. Adi, salutare, ești la România în direct. Tu ce zici? Salutare, Cătălin. Eu ce să zic? Eu cred că trebuie respectat o anumită etichetă. Nu cred că la întâlnirile acestea oficiale trebuie să te prezinți ca sport sau așa. Pe de altă parte, politicienii noștri au de învățat de la doamna Maia Sandu și au de învățat foarte mult. Ce anume? Modestia, de exemplu. Politicienii noștri nu știu ce înseamnă modestia. Pentru ei... noi suntem angajații lor, nu ei angajații noștri. Da. Ce exemplu. Fără excepție. Adică excepții care întărez regula. Dom'le, ce observație formidabilă ai făcut. Așa este. Doamna Maia Sandu se poartă ca un funcționar. Angajat. Ca un funcționar. Ca un angajat al poporului său. Da. Politicienii noștri se comportă toți, sau aproape toți, ca șefi ai poporului român. Spune-mi, asta e marea diferență. Spune-mi de ce. Și în politica românească sunt oameni care au urmat drumurile Maiei Sandu. Adică Maia Sandu are carte cum trebuie. Și în țara ei și în străinătate, după care și-a făcut pași. A fost expert în ONG-uri, a fost funcționar public, a fost politician, adică a făcut niște lucruri care pas cu pas au dus-o în fruntea țării sale. Da? Cu toată simplitatea ei și mă întreb de ce la ei s-a putut și la noi nu. Și atenție, acolo mediul este mult mai viciat, mai corupt și mai greu decât în România. De ce țara aia a reușit să aducă un politician cum se cade, cu minte și onest în fruntea sa, în timp ce noi avem atât de multe rateuri? Poate pentru că oamenii au ieșit la vot și mai cred că la noi, dacă ești diferit de majoritatea clasei politice, ești un paria.
Și atunci, pe parcurs, te transformi. Dar să fii în rând cu lumea. Da. Uite, la asta nu m-am gândit. Da, s-ar putea ca mediul să află. Poate, poate în momentul în care vin la muncă, li se spune, ce mă, tata, ai venit cu un ceas? Dacă 10 sunt împotriva poporului sau au interese personale sau de partid și se trezește unul care a evoluat, așa cum ați spus, noastră, are studii, are tot ce-i trebuie, a fost promovat treptat, ăla în momentul în care are ceva de gând să facă pentru țară, ce faci, tată, ne strici treburile. Nu e ok așa. Exact, da. Uite-te la tine cum te-ai îmbrăcat, așa să vine. Da, te-ai îmbrăcat, da. Te-ai îmbrăcat casual. Mulțumesc. Asta cu îmbrăcatul ar fi una din... Să știi, hai să-ți dau un contraexemplu. Uite, Adi, asta mi se pare foarte important. V-am mai spus într-o emisiune, luați și încercați, e foarte interesant. Căutați fotografii de la reuniunea guvernului Poloniei cu cel al României. Și o să vedeți că avem o problemă. Politicienii polonezi, membrii guvernului polonez, arată mult mai bine decât ai noștri la modul în care stau hainele pe ei. Serios vorbesc, adică e o chestie de asta care îți sare în ochi. Ai noștri păreau, știți cum, vărul ăla de la nuntă care vine așa mai de departe, cu costumul, lețul ăla lui, păreau așa, veniți cam cu avionul în ziua aia, nimic nu stătea bine. Prestanța unui politician, imaginea lui, are foarte mare importanță. E ceea ce vrei să transmiți, da? Și acolo România, sincer, nu a arătat foarte bine, poate pentru că niciunul nu respira a prosperitate, eleganță, stil, știu eu. Ea a fost una exact dintre situațiile alea în care haina face pe om. Dar avem probleme, cred că uneori mai mari decât astea. Florin, salutare, ești la România în direct. Tu cum judeci lucrurile? Salutare, Cătălin. Lucrurile cum poți privite întotdeauna din ambele perspective. Asta e emisiune subiectivă. Să știi, deci asta... Poți aduce argumente de ambele părți. Părerea mea proprie și personală este că cu toții suntem sătui de acest produs al politicienilor români, da? De imagine. Orice produs are niște etape. Produsul care se cheamă politician român, în momentul de față, din punctul meu de vedere, este pe panta descendentă, pe scădere. Pentru că lumea s-a săturat de același tipar, de același mașini de serviciu de sute de mii de euro comună, nu are apă, canal și asfalt, și așa mai departe. Lumea este sătură de această imagine, pentru că se confundă imaginea aceasta la costum și cu mașini luxoase și mai departe cu corupția la noi. Mai atunci nu face decât să rupă acest tipar. Și din punctul meu de vedere câștigă foarte bine pe partea de leadership. Da? Pentru că un lider nu stă într-un birou dichisit, parfumat, cu cinci paznici la ușă, cu limuzină. Nu, un lider este între oameni. Dar Maia Sandu, eu cred că reprezintă imaginea poporului și eu cred că suntem puși în situația în care sunt convins că am preferat să avem măcar un partid, dacă nu majoritatea politicilor, măcar un partid ca Maia Sandu. Să vină în Adidas, când mă deranjează, dar să facă ce fac ea, ce face ea. Să vină în Adidas la Parlament? Da, deci ar fi o problemă. V-ar deranja dacă am avea salariul minim pe economie 2000 de euro și ar veni în Adidas la Parlament? Da, de ce? Stai, de ce faci legătura directă? Crezi că acolo, în țara în care să vine în Adidas la Parlament, salariul e 2000? Adică sare automat? E o legătură între cele două fapte? Nu. Ideea era, de fapt, alta. Că am preferat cu toții niște oameni care să facă decât să facă lucruri pentru noi, pentru țară, să fim dezvoltați, să bubuie economia și să vină în Adidas și decât o țară de dichisiți care, mai avem un pic și o să ajungem muritori de foame, nu? Nu o să ajungem muritori de foame. Spune cineva aici, în instituțiile statului... n-ați scris frumos, doamna de Cristoforis, aici pe Facebook. Da, spunea despre neadecvare în instituțiile statului și există un tip de inadecvare în instituțiile din România și în politica din România. Cu asta sunt de acord. Sigur că și mie îmi place un om casual care gândește bine și este apreciat sau face, cum să zic, politică de calitate. Dar vreau să te întreb altceva, Florin. Ai vota-o pe doamna Sandu dacă ar veni să facă politică aici în România?
în momentul de față, cu cea mai mare deschidere și dragă inimă. De ce? Că pentru modul în care se poartă sau de ce neapărat? Pentru ceea ce pare cel puțin că dorește să facă pentru țara ei, pentru că pare un patriot, pare un om modest, care știe ce face, pentru că, de fapt, și de drept, problema cred că acolo este, că, în general, oamenii care știu ce fac, oamenii inteligenți, sunt modești. Asta e părerea mea și o să o susțin și sunt sigur că foarte multă lume de acord cu noi. Dar problema noastră, pe care n-am apucat să zic până acum, niciodată, ca popor, este că nu ne asumăm obligația, dacă vreți așa, de control și de pedepsire, ca să zic, am acum un lapsus, a politicienilor. Da? Adică i-am votat, n-am făcut nimic 4 ani, data viitoare votăm următoarea cea mai bună variantă. Și data viitoare votăm următoarea cea mai bună variantă. Da? Și s-ar putea ca peste 4 cicluri de astfel de voturi masive către cea mai bună variantă din momentul respectiv, s-ar putea să ne dăm seama că lucrurile s-au schimbat, pentru că politicienii își vor ști că dacă nu fac ceea ce trebuie, nu prim decât acești 4 ani. Următorii 4 ani vor pleca și vor veni alții. Mulțumesc tare. Cred că asta este singura metodă adevărată prin care putem, să zic, epura de hoți, corupți și așa mai departe. Ar fi bine să fie așa. Întreabă cineva, despre problemele interne sau cu problemele interne când ne mai întâlnim? Asta e o problemă internă. Să știți, calitatea clasei politice, modul în care studiază, modul în care se poartă și mesajele pe care le dă României sunt lucruri care țin de politica noastră internă, de problemele noastre interne. Să știți că e o legătură foarte strânsă între calitatea deciziei și modul de a te purta în public. De foarte multe ori sunteți supărați pe politicienii noștri, pe gesturile lor arogante și, sau pe gesturile lor care depășesc bunul simț, da? Și atunci veți vedea că între deciziile lor și modul în care se poartă există o puternică legătură. Strictamente, dacă vreți o problemă internă, uite, de exemplu, vineri vorbim despre legea offshore aici cu Otilia Nuțu, vedem dacă într-adevăr gazele alea ne scapă de dependența rusească. Un exemplu. Andrei, salutare, înapoi la Maia Sandu. Vă place Maia Sandu? Salut, Cătălin. Da, personal îmi place Maia Sandu pentru că are în spate fond, nu numai formă, spre deosebire de ei noștri care au formă, doar și fără fond. Dar hai să spun o butadă, o chestie trăită real. În Germania, clinică în zona de nord, medic de o deosebită specialitate, parchează mașina la clinica unde urmează să-și desfășoare activitatea și după câteva zile managerul îi atrage atenția. Știți, mașina aceea de proveniență tot germană, dar de categorie mai joasă. Vă plătim destul de bine. Haideți, luați ceva mai normal, că ne-au întrebat pacienții dacă sunteți bine plătit. Deși nordicii au o anumită cerință referitoare la imagine. În schimb, exemplu, contra exemplul nostru, eu parcă țin minte pe Florin Câțu în tenis, Adidas, blugi, mergând pe jos către casă? Da, există. Imagine, nu-i da, așa? Da, a fost și la cafenea, avea și un tricou. A fost, așa da. Este. Și asta, vezi, îți arată că se poate balansa dintr-o parte în alta. Dar alta e întrebarea. Maia Sandu are cetățenia română? O, îmi scap asta pe loc. Și îmi cer scuze că la documentare nu mi-am făcut și tema asta. Nu e o problemă, Cătălin. Încerc să aflu. Eu țin minte o chestie foarte interesantă. De-a lungul vremii, noi, românii, i-am cam omorât pe toți domnitorii noștri, dar țin minte unul care a făcut o unire și l-am ales amândoi, și noi și ei, moldovenii. Dacă Maia Sandu ar avea cetățenia română, ce s-ar întâmpla dacă eu aș pune ștampila pe Maia Sandu? Are Maia Sandu cetățenia română, a declarat asta în 2016 de ceva vreme. Și uite, și domnul Putin s-a folosit de acest lucru și a zis în campania electorală a Moldovei, domnul Putin a zis, păi ce, doamna Sandu e cetățean român. Ia uite. Așa. Da. Păi, și atunci, de ce mai așteptăm? Doamna Maia Sandu, sunteți așteptată să candidați la București. Mă, am impresia, acum sincer vorbind, am impresia că doamna Sandu ar câștiga cu destul de mare ușurință aici în România. La asta mă gândeam și eu, Cătălin. Cum ar fi?
Cum, am mai făcut asta odată în istorie, da. De ce să nu mai facem? Că am făcut-o și a ieșit bine. Gândește-ți de alfabet latin, jandarmerie, pompieri, am făcut-o bine. Da. Chiar foarte bine. Sigur, să vă opune Curtea Constituțională, sunt convins de lucrul ăsta, adică să vă ocupa clasa politică din România și Curtea Constituțională, dar nimic nu ne împiedică să visăm. Pentru mine, idealul național, obiectivul nostru național pe 10 de ani trebuie să fie reintrarea Moldovei în spațiul său firesc, care este România. Că o facem așa, altfel, că o facem prin doamna Maia Sandu sau că doamna Maia Sandu ne lasă asta ca moștenire politică, mi se pare foarte important. Trebuie să visăm cu ochii deschiși ca partea asta de lume să se întoarcă acasă, acolo unde este locul, la oaltă cu toți cetățenii săi. Da. Mulțumesc pentru propunere. Andrei s-a notat aici, doamna Maia Sandu, președinte. Da, acum a circulat ieri pe internet. Cred că Maia Sandu este cel mai popular cetățean de politician de cetățenie română. Nu? Cred că da. Petre, salutare. Bună. Este Maia Sandu cel mai popular politician român? De pe o șosea din Polonia. Ia auzi. Dar, în principiu, da, la momentul actual. Apropo de ceea ce ai spus tu la începutul emisiunii, mie mi se pare un gest normal și firesc ceea ce a făcut ea. Ceea ce nu mi se pare normal, să abuzezi, în genere, pe partea noastră vorbind, să abuzezi de funcția ta, să mergi cu coloane oficiale la coafor, la salon, la, știu eu, manicură sau unde mai mergi, da? Deci eu cred că ceea ce face Maia Sandu și felul ei de comportament este un comportament normal, da? Atât timp cât nu se abuzează de chestia asta, înțelegi? Uite, zice doamna Ana Dora Lupo pe Facebook, zice așa: un politician este o investiție pentru societate. Dacă acestui om rar și prețios pentru Moldova, dacă Maiei Sandu îi se întâmplă ceva din cauza riscurilor de securitate la care se expune, pune un semn de întrebare, își permite țara să pierdă acest politician vizionar, costurile pierderii sale mi se par uriașe pentru viitorul Moldovei, spune ea. Mă rog, o chestiune de securitate, înțelegeți? Adică are o protecție limitată. Fără doar sau poate, dar în același timp sunt 100% sigur, da, nu folosește girofară, nu folosește coloane oficiale să-și facă loc să meargă la coafor sau așa mai departe, sau știu eu, în alte locuri, da? Dar sunt 100% sigur, pentru că așa este normal și s-a mai vorbit în emisiune de protocoale, sunt anumite protocoale care oricum, ori vrea ea, ori nu vrea, este supravegheată de la distanță de serviciile ei de fază și protecție, SPP-ul nostru, cum ar fi, nu știu cum se cheamă la ei, da? Dar ținuta ei, o ținută foarte elegantă, pentru că s-a dezbătut chestia asta. Femeia efectiv a mers cu avionul, da? Nu putea să meargă într-o rochie sau în altă, adică putea să meargă, dar așa s-a simțit ea lejer, efectiv, deci pentru binele ei, ca, deci după un zbor plăcut, să spunem, da, și lejer, să poată să-și pună în rând gândurile și să poată să meargă la întâlnirile oficiale cu capul limpede, să zic așa. Mulțumesc mult, Petre. A sunat din Polonia, Petre, muncind acolo pe autostradă. Aha, asta e un salut pentru toți ai noștri care muncesc din greu ca să aducă banii acasă. Și acum vă spun ceva care o să vă enerveze, pentru că s-ar putea să aibă dreptate până la un punct. Domnul, nu mai știu dacă e primar al Galațiului, poate mai este, poate nu mai este, domnul Ionuț Puchianu, zice așa la un moment dat: aș vrea să mă întorc la esența poporului român, care are un apetit fantastic în a-și vedea foștii conducători în mizerie, dacă se poate. Vă spune un PSD-ist de data asta: ne-am bucurat și toată lumea a aplaudat când l-a văzut pe Băsescu. Mamă, i-au luat ăștia salariul. Știți, după povestea cu securitatea, da. Nu am înțeles de ce avem apetitul ăsta de a-i vedea mâncând, dacă se poate, din gunoaie pe toți cei care la un moment dat, mai bine sau mai puțin bine, pe perioadă mai lungă sau mai puțin lungă de timp, ne-au reprezentat, zice domnul Puchianu. Bun, el duce la extremă chestiunea asta și zic și eu, băi, chiar nu avem așa cumva un apetit să-l vedem pe politicianul român să fie mai jos decât este locul? Radu, salutare, ce zici?
Salutare de la Radu, care lucrează în Sibiu. Păi, în primul rând, să-i răspund domnului primar PSD Puchianu de Gala sau de Brăila. Apetitul valahilor pe care îi conduc politicienii de a-i vedea pe conducători undeva mai jos decât ei s-ar putea să fie direct proporțional de atitudinea conducătorului față de condus. Altfel, venim și spunem că poporul pe care îl conduc ei este prea prost pentru ei. Cu asta am închis acest subiect. Am înțeles. În privința doamnei președinte Maia Sandu, întâmplarea face sau nu întâmplarea face să știu destul de bine cum se petrec lucrurile la nivelele cele mai înalte. Yeah. Pentru asta, dar nu o să intru în detalii, bineînțeles, pentru asta însă trebuie să despărțim omul Maia Sandu de președintele Maia Sandu. E posibil și chiar probabil, urmărind-o de foarte mult timp pe doamna Maia Sandu, ca firea ei să fie o fire blajină, cam cum sunt toți basarabenii, și modestă la locul ei. Asta nu are însă absolut nicio legătură cu protocolul, unul la mână, și doi, cu atitudinea ei de președinte al Moldovei. Am convingerea fermă și pe care o pot demonstra că dacă ar fi președintele unui stat precum Austria sau Germania sau România, chiar ca să nu mai vorbesc al Franței, ar adopta acel comportament care este prețuit de popor. Un politician de soi se comportă așa cum dorește poporul să se comporte ca să poată rămâne la conducere pentru a face cele necesare spre binele poporului. Foarte interesant. Și noi cum dorim? Am fost în Basarabia, începând din 92. Așa. Și cunosc, fiind un unionist, recunosc acest păcat, și cunosc nivelul de la firul ierbii. Populația este rarefiată, au rămas vârstnicii, au rămas câteva mame cu copii, satele sunt extrem de sărace, societatea este cu un necart social și financiar egalat doar de Ucraina și de Rusia, din cauza corupției. Cei mulți sunt cei votanți, iar de la un moment dat, oamenii acolo jos la firul ierbii se consideră sfidați dacă văd ceva, ceea ce pentru un șef de stat e normal. Sunt convins că doamna Sandu a înțeles nevoia poporului de a vedea că este condusă de cineva care îi reprezintă nu doar prin vot, ci ca atitudine. Mă port ca voi. Spune-mi. Este clasic exemplul generalilor care își conduceau înainte din linia întâi pentru a-și încuraja ofițerii și soldații. Uite, și noi, nostru că e rege, că e împărat. Și noi românii. Cum? Ce așteptăm de la un politician? Care-i comportamentul pe care îl așteptăm? Să știți că diferim din... Yeah. Într-un fel din fericire, dar nu e bine că suntem prea diferiți. La noi societatea nu are totuși acel nivel de jos, atât de scăzut și atât de lipsit de speranțe precum este cel din Basarabia. Pe de altă parte, eu sunt convins, știu și excursia ei în munții Făgăraș, singură pe vârful Omu, pozată cu nu știu cine, vă spun că din cei mulți excursioniști, acolo câteva zeci erau sepepiști. În avionul ăla, dacă apărea la business class, pierdea 10-15-20% și stăreau imediat partidele pro-ruse și spuneau, iată ce mănâncă șefa voastră în timp ce voi. Ce voi sărăciți, adică ce noi v-am sărăcit pe voi. Da. Deci are nevoie să-și mențină electoratul în condițiile în care inflația la ei este mult mai mare decât la noi, prețurile au crescut mult mai mult, sunt între două, eu îi admir și echilibru pe care îl face cu Moscova și cu tot unionismul meu, admir modul în care nu provoacă Moscova pentru că are nevoie. Acolo vaporii de benzină sunt peste tot. E nevoie numai de o scânteie, fie ea și pictată, nu în realitate.
Ce portret fabulos i-ai făcut. S-ar putea să ai dreptate. Mulțumesc tare mult de gândurile tale. Poate așa arată portretul doamnei Sandu. Poate așa face politică și de asta ați văzut-o ieri așa. Mi se pare o explicație foarte bună. Înapoi și la ai noștri. Rareș Bogdan a fost la podcastul lui Codin Maticiuc, zice așa: sărac și cinstit, nu există așa ceva. Trebuie să fie bogat și cinstit sau măcar bogat și mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem. Eu am spus atunci când am intrat în politică, am șocat în unele emisiuni pentru că am spus: domnule, eu nu sunt sărac, sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult, vreau să fiu bogat, cinstit și uneori răsfățat. Asta am pus de la mine cu răsfățat, apropo de Rareș Bogdan. Ciprian, salutare! Cum ai văzut salutare. Fotografia cu Maia Sandu? Mi s-a părut normală. E o normalitate ieșită din comun pentru români. Vrea să-l vezi și pe Rareș Bogdan așa? Acum, dacă mă gândesc la foarte mulți politicieni români, ceea ce spune Rareș Bogdan nu e rău, dar nu e o vină să fii bogat atâta timp cât banii aia ai făcut în privat, da? În privat, și ai venit cu banii aia în politică. Când vine vorba despre funcții de stat, când ești servitor, cum zice americanul, we serve, adică noi vă servim pe voi, da. Noi suntem servitorii, acolo lucrurile sunt foarte clare, matematic. Noi putem calcula câți bani poate câștiga domnul Rareș Bogdan din funcție politică. Mulțim salariul cu lunile și vedem. Dacă ne dă suma de 100.000 de euro, e perfect. Dacă ne dă 200.000 de euro, înseamnă că domnul Rareș Bogdan nu este corect. Sau că este hoț. Este simplu. Adică mi se pare că e foarte simplu de calculat averea. Din păcate, de foarte multe ori la noi notorietatea ține loc de competență, haina ține loc de valori morale. Cred că una dintre cele mai disgrațioase imagini pe care le-am văzut vreodată este cu domnul Iohannis, care și-a aluncă paltonul. Am votat cu domnul Iohannis, adică să facem disclaimer-ul până la capăt. Mi s-a părut jignitor ceea ce a făcut și nu este un protocol de securitate. Te extrage de mașină SPP-ul, poți să ai două paltoane în mână. Nu asta este problema. Pur și simplu arată că exact poziționarea de superioritate este genul de comportament al omului care nu dă doi bani pe cineva care face o muncă mai puțin calificată, să-i spunem. Da? Adică nu-l văd pe domnul Iohannis respectând pe cel care vine să ia gunoiul, cu toate că el nu ar fi dispus să facă lucrul ăsta și nu e nimic urât în chestia asta. Este cât se poate la fel de onorabil ca a fi președintele României. Deci este un contrast. Pe noi ne șochează imaginea Maiei Sandu, soția e de la Chișinău, mă duc de multe ori pe acolo, arată oarecum, seamănă Maia Sandu, seamănă cu Moldova. Deci, într-adevăr, conducătorii seamănă cu cei care i-au ales. Și în Moldova, Maia Sandu este un exemplu extraordinar, că a făcut-o politic absolut extraordinar, dar la ea se vede că este un fel de a fi. În momentul în care nu e un contrast între ceea ce vrei tu să pari și ceea ce ești în realitate, avem acea imagine pe care ați spus-o, întâlnirea dintre polonezi și români. Când haina nu este pentru tine, vei arăta foarte ciudat. Foarte ciudat. Și de asta politicienii arată ciudat. Ei nu se pot îmbrăca, ei nu înțeleg de ce se îmbracă. La noi socialistul Ciolacu vine cu ceas de 20.000 de euro la mână, iar liberalul Orban n-a avut în viața lui, nu că vreo firmă, nu știu dacă știe cum funcționează o societate comercială. Vă dau un exemplu, dar nu-i numai el. Deci noi, eu am o firmă, sunt liber profesionist, nu votez cu PSD-ul, și mi-e frică de fiecare dată când PNL-ul vine la conducere, pentru că mi-e frică, pentru că ei vin cu măsuri împotriva firmelor. De fiecare dată s-a întâmplat lucrul ăsta, da? Mi este atât de greu să o spun că pe vremea domnului Ponta, cum ai zis, Ponta a făcut niște lucruri bune pentru firme. A făcut Ponta, umblaș zicea, sunt cel mai mare liberal din lume, așa zicea mereu Ponta, da. Ce nimeni nu poate să bată acest cod fiscal.
A fost fabuloasă discuția cu tine, Ciprian. Fabuloasă să mai treci pe la noi. Mi-ai făcut ziua. Și emisiunea asta nu continuă să mă uimească de fiecare dată când o fac. Este o stare de bine să vorbesc cu voi și e o stare de bine pe care mi-a dat pentru că aveți diagnosticile corecte, analiza corectă pentru țara asta. Și încă o dată, mor de ciudă uneori că noi toți ăștia care măcar aici ne adunăm și facem programul ăsta, că voi îl faceți, nu reușim cumva să alegem ceva mai bun, mai onest, mai corect și mai adecvat îmbrăcat pentru țara asta, dacă tot vorbim de haine astăzi. Maia Sandu e un bun exemplu pentru mulți dintre politicienii noștri, nu în privința hainelor, ci în privința adecvării și corectitudinii în viață. Despre asta ar trebui să fie vorba. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Ne auzim și mâine la 1 și un sfert. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.